Lecție de sex pentru băia care vor să facă sex. Din experiență proprie și personal. Am făcut-o în toate felurile. Dar trebuie să vezi. Deci, ce ne rezervă lumea modernă? Boscheți, prestări, grădini vezi, mișto, clădiri mișto, parcuri, băgat băiat, toamnă, iarnă, primăvară, băgat. Poți să faci sex, bă, tu știi cât de mișto e, sub o linie de înaltă tensiune. Sunt senzații tari. Fraierii se sperie, bă, sunt radiații, că curentul nu știu ce, bă, dar tu știi ce mișto e? Că curentul ăla, da, interferează cu căcatul de corp uman, care și el e electric. Până la urmă, materie, energie, viață, pula mea. Bă, și acolo sunt câteva zeci de mii de volți. De ea se exoși. Zice, bă, că a fost electrician la tine la viața lui și ne știe. Dar nu le știam. Îmi zice o gagică mișto, bine, bă, hai să ne futem, ghici unde. Ia zi, fata. Ghici unde. Hai să-ți arată fata ceva. Bine, fată, teach me something. Better understanding the hutai. Ia să vezi o frecție. Hai sub linia de înaltă tensiune. Dă-o, mă, pula mea, că mi-e frică. Dar te mă, pula mea, ce pula mea, ți-e frică. Și mai agagică, hai. Stăm aici puțin, taca-paca, câteva secunde, simte vibrația corpul meu. Ea zice, simți ceva, da, să-mi va pula, senzații tari. Bă, curentul e un ștop. Ghici, hai să ne pupăm puțin. Bă, ne pupăm. Ce se întâmpla? Bă, încearcă și tu că e mișto. Bă, s-a scântat în bunde. Te curentezi, dar dă-ți băiatele. Dacă bagi limba în urmă, e și mai mișto. Și după aceea, acolo, pizdă, e mișto. După aia, bă, trebuie tot violul. Oricum, aici se întâmplă de toate. Ce cam astră o pulă. Că asta mi-a zis, bă, tu ce pula mi-ai făcut? Păi, fetele, eu am ști cam astră, ăia nu știu ce chilul meu făceau, se puteau și... Și că am învățat ce? Bă, uite, cum să bag pula pizdă. Bă, n-ai învățat nimic, hai să te arăt eu. Eu trăim în altă epocă. Epoca cea mai șmecheră. Epoca epocală. Bine, și ce facem? Hai că mi-a venit și mie o idee. Și zi gagiu. Deci tu mă înveți pe aia cu senzații tari, îți dau eu și senzații tari. Ce? Hai să o facem la rece. Tipa cum? Uite, ci că e iarna afară. Da, și stripping sau striptease, ceva. Că zic că, bă, ce-mi plăcea dacă era bedevărătă. Și eu asta. Nebun! Da, sonați rău. Oricum, atunci nu eram nebun, acum se încheie. Bă, dar eram tineri și demenți. Să-mi pac pula, atunci cât de frig era afară. Dar pe mai mult de la pulă. Mi-am tripărit puțin. Frig, bă! Gagica face ce faci? Bă, te sacrifici puțin, normal că sunt bărbat. Deci, hai, stai pe spate că te violez. Mamă, să-mi bag pula mea, era frig. Dar după aia m-am încins. Și ne-am futut, bă, și a ieșit super beton. După aia, hai, cum să pula mea? Bă, încerc eu să-ți adicțar, hai să mă însor. A ieșit o pula, aia chiar mă iubea. Și mă iubea de telenovela Puli. Nu era bună de nimic să-mi bag pula sărata, până la urmă s-a pitisit-o, înțeleg. Ce pula mi-a făceam? Preludiu! Ne plictisisem, băgam... Cine romantice? Mamă, durea preludiu ăla, vrea cu... vreo 23 de minute. A, era plictisită, nu știa cum pula mea să zică s-o fuge, mă prostise, în pula mea, îl vând și eu. După mi-a revenit la cap. Am întâlnit iar alta. Mai mișto. Și acum sunt din ce în ce femeile, bă, au evoluat, bă, suntem pacii mai tari după planetă. Acum nu mai ai niciun preludiu, bă, trebuie să te fuți rapid. Dacă nu prestezi, te ia la omor. Ce preludiu? Ce cine romantică? Nu, nu există așa ceva. Asta e o prostie. Direct! Bam! Și în senzații tari. Unde? Oriunde.
Da, eu știu pe unul care a făcut ceva care eu încă n-am curajul, dar o să o fac. Trebuie să-l după să stau la rea, cu un ungură să-l pot. Și a făcut o vază rea. Deci acum ce să prestăm? Pe un pist de munte, un echilibru. Că trebuie să-ți fie și frică, să nu mai fie frică. Sau nu? Sau să faci sex pula mea ore între, fără să-ți dai seama. După aia, întreba aia, bă, a fost bine? Nu a fost bine. Bă, nu m-am educat. E mișto. Bă, sau să faci sex cu unul spate. Da, bă. Oricum ar fi. Viol, lasă-te violat! Și violează. Aia e tot ce contează. Bă! Bă, dacă mâine nu ne putem să-mi bag pula, mă duc și fac ceva. Fac ca Mihai sau ca Ionut sau ca în pula mea ce mai cunosc. Îmi bag pula, mă însor, cred că mă duc în Turcia și zic, bă, vreau 4 deodată, hamante câte, da, dar legea turcească ce zice, bă, trebuie să ai alea. Și eu ce zic, bă, am doar asta. Și aia zic, bă, te mă, cu la rând cât ești pe mine. Au dreptate. Așa că stau în România și după aceea plec în altă parte. Ca să învăț să fac sex și ca aia. Bag o cină romantică, îi bag piciorul în pinte, văd. Sau mă lăs violat, fac pe ăla, hai că să... Sunt un bărbat frumos? A, nu, că nu, chiar să fiu cu analiză. Dragă domnișoară, să mă prezint. Mă cheamă mama acasă, dar eu mi-am tăiat un bilicanul și acum vreau ca să fii mama mea. Fii mama mea să îți duc sânul matern, că eu dau de un patern. Și paternul era că să ne jucăm de mama și tata ta cu păpușa gonflabilă, hai că o fac și pasta. Unde era păpușa gonflabilă pe felul de tot? Bă, era păpușa gonflabilă pe aici. Bă, Alex, îți dau prezervativul ăsta, fii atent, are și țiga și blenoradie și de toate pe aia, și virus. Și îmi bag și muci în ea. Chiar, ia să te fuci pe muci. Muci, muci futai. Ori engleză, ori română. Așa se română. Română engleză. Dăm foreză. Uite-mi place cum fac pe ăsta. Nu-l fac pe cur, nu-l fac pe gură. Nu-l fac oricum. Bă, să mă trag de culă. Nu, o las așa în adormire. Și să-mi zică ea, ridică-mă la ce? Îți cer. Dacă nu, nu-ți cer, să iau. Și trebuie să te fugi, că altfel te tai. Și zic, bă, bă, nu e frică de emasculare. Atunci dacă ți-e frică de emasculare, bagă de osculare.